Salutare, prieteni pariori! Am pregătit pentru voi un alt super podcast, de această dată cu un parior cu totul și cu totul inedit. Spun asta pentru că persoana de azi a câștigat numai puțin de 8 bilete bonus dublu. Rețineți, bonus dublu! La un calcul scurt, suma se duce lejer înspre 7,5 miliarde de lei vechi. Toate bune și frumoase, doar că această persoană nu este un bărbat așa cum cel mai probabil vă așteptați mulți dintre voi. Vorbim azi cu Laura și vom descoperi dacă vede în stele, în viitor, e foarte norocoasă sau pur și simplu este cel mai bun jucător la pariuri din țară. Unii poate o vor acuza de magie neagră, albă, mai știu eu ce, tâmpenii scot pe gură. Cei care o cunosc de prin grupurile de pariuri sunt rugați să confirme dacă este cu adevărat câștigătoarea acestor bilete din colaj, tot pentru cei care vorbesc aiurea, mai ales că claritatea pozelor de la biletele câștigate este una destul de descăzută. Așadar, Laura, sărut mâna și îți mulțumesc pentru amabilitate. Da, mă bucur pentru acest interviu și mulțumesc. De ce? Deci, sportul în general mi-a plăcut de mică. Și urmăream meciurile de fotbal cu taică-mi împreună. După nu am fost adepta unor pariuri sau, în schimb, cu ajutorul unei persoane care a vrut, nu cred că trebuie să dau. Nu trebuie să dai nume. Eu întreb doar când ai început. Tot urmăream meciuri și tot... Îi mai spuneam eu, adică îmi dădeam seama, simțeam meciul ăla, aveam intrația aia, știi? Și mi-a spus să, într-o zi să încep să fac biletele, să învăț să fac pote, să fac bilete. Și așa am învățat. Mai greu, dar am învățat. Și mi-a și plăcut și am început să-mi intre în cap. Mai... Acum cât timp ai început să pariezi? Cum? Acum cât timp ai început să pariezi? În 2018, la începutul anului, cam așa, februarie 2018. Din 2018 ai devenit zeița Fortuna, ai rupt bonusul dublu în două. Mai ții minte exact câte bilete bonus dublu ai câștigat? Da, cam în jur de 7-8, cam așa. 7-8. Vreo 4 mi-ai trimis mie poze, o să fac un colaj, o să se regăsească în clip, care sunt mai clare. Aș vrea să te întreb, care este cea mai mare sumă câștigată de tine la pariuri? Cea mai mare sumă? 1.200.000. Deci vreau să spun că ăla a fost primul meu câștig când am început să joc la pariuri, la sport, și a fost primul meu câștig pe tenis. Deci tot biletul a fost numai tenis. Ce pronosticuri aveai? Minimul set tot biletul a fost. Deci 26 de meciuri a fost minimul set tot. Tot în acea zi, am avut o cotă de undeva la 311.000, cam așa, 31.164, din ce mi-am notat aici, așa, și da. Ai câștigat 109.961 de lei, adică da, 1 miliard. Da, pentru că a fost biletul de 100.000... Nu, a fost 1.184.000, 84 de milioane mi-au oprit impozitul. Da, din biletul ăla am fost și unul mai scurt făcut, până la, am avut eu așa, m-am dus și am pus biletele și am zis, din biletul ăsta lung, așa, am încearșat, m-au râs toți,
Cam așa e că 26 de meciuri, stai seama, era de ca mai trebuie. Am zis că până la ora 17 să scot meciurile după și să-mi rămână până la ora 17. Așa am avut eu un cap atunci, nu știu ce a fost. Am pus cu o play și l-am câștigat și pe acela o sumă de undeva la 17 milioane, cam așa. Deci în ziua aia am avut două bilete, deci ăsta cu ea și ăla mai avut. L-ai tăiat în două, cum ar veni? Da, de obicei nu făceam și nu fac asta, adică e un joc, stilul meu de joc e undeva peste 20 de meciuri, mai fac și 17, 16, am mai făcut și cotă 5, am mai făcut și cotă 3, așa din joacă, care mi-au auzit că iau încredere în mine pentru că știe că pot și știe că știe genul meu de joc. Au fost bilete care le-am jucat de la un cap la altul același pronostic. Deci dacă am mers cu GG, păi GG a mers. Dacă am mers marchează gazdele sau oaspeți, așa am mers biletul. 2-5 goluri la fel, sau la tenis, la fel. Deci, în ultima vreme, vreau să spun că comparativ cu anii trecuți, anii ăștia de cum pandemia, e praf. Uite că praf. Ar trebui să urmeze acum, să vină. Când ai câștigat ultimul bilet bonus dublu? Acum, în octombrie, la sfârșitul octombrie. Nu mai știu exact data. Anul acesta, nu? Da. Deci online, a fost pus biletul online, am făcut poze, a fost postat. Foarte, da. Foarte tare. Și tot simt eu că e aproape. E aproape ceva mare. Eu, în general, nu prea copiez bilete, dar o să te am acolo la... Da. La urmărire și eu, cu siguranță, o să încerc să copiez și eu din biletele tale. Da. Ce voiam să te mai întreb, cu atâtea bilete câștigate, cred că am o întrebare care stă pe limba multor pariori. Câte cereri de căsătorie ai primit? Da. Au fost, dar na. Dai seama că... Categoric, fără fost, rezultat, da. Corect. Nu, fără rezultat pentru că... Eu, da, la mulți chiar au zis că mama, o nevastă de asta trebuie să fac banii în casă. Da. De asta te și întreb, pentru că toți care văd biletele tale bonus dublu prinse, primul lucru cred că se gândesc, mamă, o nevastă de asta îmi trebuie mie, sau... Da. Chiar am și zis unele persoane, da, mai în stil de glumă, mai... Bănuiesc în glumă că n-au fost oameni de la cap. Au văzut că ai familie. Mă respectă, s-a respectat, sunt foarte simpliți, adică nu... Mai, Laura, în general, în lumea pariorilor, nu știu, există o vorbă așa că un procent de 1, 2, maxim 3% din pariori au profit în fața caselor de pariuri. Tu faci parte din acest 3%, zic eu, și vreau să te întreb dacă ai idee câți bani ai câștigat din pariuri. Adică la sfârșit să tragi linia așa, și să, nu știu, ți-ai calculat vreodată să vezi o sumă totală? Nu mi-am calculat, dar mintea mea a fost acolo. Nu mi-am calculat, nu am stat fix în hârtia mână niciodată. Nu. Din 7 dar a fost în mintea mea acolo, adică vreau să spun că da, au fost bani frumoși peste 4 miliarde, cam așa. Deci am câștigat eu. Eu cred că e undeva minim peste 7 miliarde jumate, părerea mea, la un calcul scurt. Cam așa, nu-mi dai seama. Plus
Am văzut o grămadă de bilete, mi-ai trimis, nu știu dacă o să le public, că nu toate se văd bine, cotă 586 pierdută la un meci, cotă 1263, cotă 60.731. Aia a fost cea mai mare cotă pierdută. Întrebarea mea este, toți avem, noi pariorii de rând, toți avem o poveste a unui bilet, nu știu, care ne-a scos în ultima secundă sau care l-am câștigat în ultima secundă. Ai o astfel de poveste, nu știu, care a fost cel mai mare bilet pe care puteai să-l prinzi și ai avut ghinion? Ce sumă, ce cotă? Ghinionul cel mai mare a fost exact cota asta, de 60.731,443, cam așa. Mamă, ce... La 4.600.000 era biletul, pus cu 4 lei, am avut 21 de meciuri, toate GT-uri. Și m-a scos Finlanda, Lahticu, Meriam, parcă, a fost un model. Exact, exact. Lahti era o astfel. În prima repriză, da, în prima repriză a fost 1-0, în prima repriză a dat și Lahti gol. Vreau să spun că a fost... Au avut varul, care s-a dat varul după un fel de oră, cam așa, nu imediat. Bine, probabil aplicația. S-a anulat golul. Da, era GG și ăla și am zis, băi, lasă, că până mai e o repriză de joc, trebuie să dea Lahti, mai dă Lahti un gol, care ei dădeau goluri, adică erau pe goluri, nu erau, ca să spun că nu s-a mai dat niciun gol, a fost cel mai mare ghinion al meu, pentru că s-a dat golul, a fost anulat și la a doua repriză, exact 1-0 s-a terminat, nu e unul mai mult, și a avut... golul care a fost dat. Da, 4.600.000 a luat o șansă de 130 de milioane. Cel mai mare ghinion ăla a fost. Spune-mi, te rog, dacă... Dar să știi că atunci nu-mi părea rău, pentru că luasem ceva, adică nu am fost chiar pierzitor. Zic, și cu 4 lei, cine e 130 de milioane, îți dai seama, da? Da. Și am mai avut unul la 1.700.000, un câștig, 25 goluri, o cotă de 24.000, parcă. În ultima secundă am zis că s-a terminat meciul, era 25 goluri, era fix 5 goluri. Și în ultima secundă eu am zis că era finalul meciului și luasem banii, gata, 1.700.000, când mă uit. Că urmăream meciul pe Flatscore, pe SofaScore, pe... Da, da, da. Când m-am uitat, te dădusea al șaselea gol. 1.700.000, gata, s-a dus. Am luat un 35 de milioane șansă, puțin la 1.700.000, pus cu 2 lei era. Dar ai avut și vreun bilet, nu știu, o poveste de asta în care ai câștigat cu noroc, nu știu, minutul 90. Bănuiesc că roata se învârte. Da, au fost. Mai ții minte un... Biletul de 86 de milioane, cota aia de 4.56, pus cu 10 lei. Chiar acolo s-a întâmplat că în minutul, ultima secundă de joc, s-a dat golul care îmi trebuia. Da. Foarte, foarte tare. Incredibil așa ceva. Ai reușit să, nu știu, să devii, în opinia mea, nu știu, cred că ești printre, dacă nu prima în România la câștiguri, mari, raportat la sumele investite. Da. Aș fi vrut să zic primul parior, dar de fapt ești și pe toată gama, și femei și bărbați și ocupi primul loc. În opinia mea. Și uite și că e vorba și de inspirație, de noroc, nu trebuie să stai să le analizezi. Seița, fortuna, așa cum ți-am zis eu, e clar că ai un noroc incredibil. Da, și norocul este, să știi, este și noroc. Te inspiri de undeva, nu știu ce site-uri folosești,
ce nu folosesc aplicații, că vorbeai mai devreme de Flescore, de unde urmărești meciul. Ba, acolo urmăresc meciurile, acolo ne urmăresc meciurile care ne-am pus pe bilet, acolo chiar mă uit pe Sofa, pe Flescore. Ceva des acum, în ultima vreme, am început să joc pe Superbet. Mi se par cotele mai ok, Fortuna au schimbat o platformă și chiar am avut o discuție cu cei de la Fortuna și le-am spus că platforma lor e varză, chiar voiam să te întreb. Nu ți-au pus interzis, le-ai luat ația bancă, bănuiesc că toate biletele la Fortuna, din ce mi-ai trimis mie, cam toate bonusurile astea dublu pe la Fortuna. Da, pe Fortuna am nu ți-au zis, băi, fetițo, gata, lasă-ne în pace, nu ne mai trebuie anturaj cu tine, ne-ai omorât. Nu, doar am fost întrebată dacă am de undeva un pont sau... Ce pont la 26 de meciuri? Băi, ați nebun la cap. Și am zis, eu nu am niciun pont, eu joc biletele, eu îmi joc meciurile, îmi place, le joc și asta e. Atât. N-au zis, dar mă cunoșteau, îți dai seama că multe telefoane am dat la ei, adică am avut ceva incident. Ai avut probleme cu bănuții, cu retragerea la ei? Da, am avut ceva cu ei și deja mă cunoșteau ca pe tată nostru. Tocmai de asta zic, mă mir cum te-au mai primit în agenție. Da, au mers. Nu mi s-a pus interdicție niciodată. Nu, adică n-am avut probleme cu genul. Da. Fine, că nu le-am luat chiar mult bani așa. Eu aș fi vrut să le fi luat așa măcar la 2, 3 luni, 4 luni, așa câte 5 miliarde, 6 miliarde era înainte, maximul la ei de bonus. Ăsta e obiectivul tău? Da, și mă știe toată lumea și mai ales cei din grupul meu că le-am spus, deci nu mă las până nu e maxim. Întrebarea mea e câte bilete pariezi și, nu știu, câte pe zi pariezi, unul pe zi, două, pe săptămână, care e ritmul? Nu, sunt zile care chiar nu pun bilete, sunt zile chiar care nu pun deloc, sunt zile care joc puține, 3-4 bilete, de exemplu, weekendul pusesc puțin și joc la 10-15 bilete. 10-15 bilete? Nu, fiecare weekend, dar aproximativ. Da, weekendul sâmbătă și duminica. Deci 10... Da, așa, sunt zile care... Au fost zile, 3 zile care nici n-am pus niciun bilet. Normal, dacă nu te simți inspirată și nu ai da, chef, n-are da. Rost să forțezi. Deci da, postezi, dar, postezi în sper grupul... Sper până la finalul anului să prind un bilet bun. Postezi în grupul Valentin și mai cum? Tănase. Valentin Tănase. Pariul Valentin Tănase, da. Odată și în pariul cu capa este că o să postezi și la mine în grup să le văd și da, eu. Da. Deci acolo te pot găsi oamenii și eu am o întrebare. În final, la tine chiar nu mai își are rostul. Am fost și cu Vali Mocanu podcast și cu Neluță Modrojeană, îi cunoști. Și în final aveam ce-i face dacă ai câștiga un miliard, întrebarea de final. Dar ție nu ți-o mai pot adresa. mi-ai omorât finalul. Nu știu, ce-ai face dacă ai câștiga 5 miliarde, poți să te întreb pe tine. Ce-aș face? Ce-ai face cu banii, da? Da, nu știu, nu m-am gândit încă, dar cu siguranță îmi voi extinde... o afacere mai... visul meu a fost să-mi deschid o casă de pariuri. De când am început să... Visul meu. Adică de când am început să deschid, să joc la pariuri. Chiar am avut o chestie să deschid o casă de pariuri în București. N-am putut pleca din orașul meu pentru că am și copilul și n-am putut să... A fost școala, multe chestii de mersuri. Chiar am avut inițiativă să deschidem
o altă persoană, îți deschid o casă în pariuri, fortuna vreau. Da, să-ți faci... Și cred că asta am să fac. Părerea mea că nu e nevoie, că tu le iei banii și faci mai mult profit ca ei dacă o ții în ritmul ăsta. Da. Păi vreau să spun că casele de pariuri în ultima perioadă chiar au făcut profit în urma noastră. Fac tot timpul în urma noastră profit. Da. Dacă, uite, mai e câte una ca tine care mai le dă câte o lovitură de asta puternică și da. ar fi bine dacă toți am reușit să mai copiem pe fiecare zi 1, 2, 3 bilete din ce postez da, tu da. Și da. Să le dăm o lovitură mai puternică, adică să nu mai dai doar tu 1,5 miliarde, 2, să dăm vreo 5-600 de inci, dar pentru asta trebuie să asta dea lumea. Să distribuie lumea clipul ăsta puternic și mai toți care te cunosc să lase un comentariu, un mesaj, așa poate deveni viral clipul și te va cunoaște mult mai multă lume, vom repeta biletele tale cât mai mulți. Dacă aș fi zis chestia asta pe Facebook, a doua zi mă închidea contul. Pe YouTube pot să zic că putem să ne strângem 5.000-6.000 să repetăm același bilet, că nu poate să mă închidă contul. De la, da, de la YouTube. Da, uite, biletele astea mari, cum a fost ăla de miliard, a fost postat că eu am o chestia mea, știi, merg, îmi pun biletele și după le postez imediat. Niciodată nu am dat biletele înainte, pentru că sunt foarte multe persoane care pun biletele mele și... Scap cotele. După nu o să pot să mai pun eu și eu parcă mă simt aiurea așa, zic, băi, dar trebuia să fie toate meciurile, deci ca să-mi pun biletul meu, nu pot să mai pun întreg, trebuie să scot un meci sau două, sau modific ceva, știi? Pentru că sunt multe persoane chiar care îmi pun biletele. S-a întâmplat la agenție care a mers persoane și a vrut să repete biletul meu și... Da, știu cum e, doar că poate schimba un meci sau scoate un meci sau da. Nu neapărat da, să-l joace la fortuna. Și eu aceea nu a copiat nimeni directul decât o persoană din București, care omul sărac a venit de la muncă, nu mai apucase câteva meciuri de ei care a început de la 11, lua tenis, din interes, dar a luat și el cam în jur de 800 sau... 100 de milioane, cam așa. Singurul a fost care mi-a cumpărat biletul atunci și mulți au zis că îți dai seama pe grup, pe comentarii și că n-a fost postat, că nu știu ce, că și după aia ne-am arătat postarea. Biletul zic că a fost postat. Eu niciodată nu pun bilete și nu le postez. Deci eu le postez. Eu vreau să fie și altcineva care încasează, nu numai eu. Adică n-am fost... Doamne ajută, cu siguranță de acum încolo când vei mai prinde un bilet, nu îl vei mai juca singură. În principiu să ți-l pariezi tu prima a Laura și apoi îl postezi și în grupurile noastre să profităm și noi de inspirația și de norocul zeiței Fortuna. Și nu neapărat să-l jucăm la... Da, am stat și m-am gândit bine că te întrerup. Cred că ar fi bine să schimb un pic casele de pariuri. Pentru că și când aceeași casă de pariuri mereu ei ne copiază și șanse puține le câștig. Și cred că o să încep iar cu Fortuna. Mai greu cu statistica lor, platforma lor, cu cotele lor, ce le dau acolo, numai ce a fost înainte, dar sper să fie tot. Și, da. Ce să zic, sportul face bine indiferent cât de greu e și că câștigi, că nu câștigi, știi, rămâi cu experiență. Adică e ceva... Sport am făcut, adică am alergat în fiecare dimineață în parc, adică n-am jucat fotbal și am fost pe stadion, în București. Ai vreo echipă favorită? Ai vreo echipă favorită? Nu. Trebuie să spun nu. Fa,
foarte bine. Vreau să te întreb în încheiere, Laura, să-ți mulțumesc pentru tot și vreau să dai un sfat pariorilor, nu știu, care încep mâine. Dacă ar fi să dai un sfat, nu știu, trei lucruri sau două lucruri sau un lucru care îți vine în minte pe care îl recomand să nu-l facă niciodată un parior. Primul lucru ar fi să nu se uite pe sau să asculte de alte vorbe sau ce le ajunge pe la ureche sau să parieze ce simte ei sau adică să nu copie, să nu adică care vrea să facă ceva într-adevăr. Vreau să spun să meargă pe inspirația lor. Asta e inspirația lui, adică, băi, am văzut meciul ăla, eu dacă mă uit mâine la un meci, deci mă uit atât, mă uit la el, cum se numește echipele alea și îmi dau seama de cum e meciul, nu pot să le știi pe toate și la câte chestii se fac acum în cortul ăsta, nu mai zic, fotbal și tenis. Deci e foarte greu să mă prinzi un bilet bonus dublu, dar nu e imposibil, știi? Pentru că am trecut acum de curând la o... Am avut un bilet în Anglia, ligile inferioare, cu 2 plus, am mers 28 de meciuri, exact 26 mi-a ieșit, vezi? Că au terminat 1-0 și le-am avut de 2-2. Incredibil. Nu că vezi, Doamne, pui meciul cu tine sau nu știu ce. Măi, dacă simt astăzi și am dispun niște bănuți care vreau să-i pariez pe 2-3 meciuri, îi pariez. Dacă nu, îți faci acolo câte vrei și odată și odată tot trebuie să iasă, știi? Deci cu 2 plus ăsta am să merg în fiecare sâmbătă la ora 17, că se joacă Anglia toată. Championship, Liga 1, Liga 2 sau ce? Da, Liga 2, conferința Sud, conferința Nord. Dar nu știu dacă, ai văzut că eu am un proiect cu două goluri în prima repriză, conferința Sud, tot așa, cu 2 lei. Am mai jucat și în prima repriză 1 plus, am jucat sau 1-2 goluri sau 0-1. Dar e interesant proiectul tău și merită încercat. Și merge și chestia asta mea, care o țin eu pe-a mea, cu multe meciuri. Eu dacă joc puține meciuri, de exemplu 17-16, dar când joc peste 20 sunt foarte aproape, deci mă scoate meci, două. Deci aviz celor care îți copiază biletele să-l joace și la sistem, la minus 2, minus 3. Da, care vor poate joace la sistem, nu am fost adepta să joc pe mai multe zile. Deci nu am jucat bilete pe mai multe zile sau pe săptămâni. Am înțeles. Tu vrei banii seara, că te grăbești. Nu, eu vreau totul într-o zi, știi? Da, așa sunt eu. Da. Foarte bine, să dea Dumnezeu să îl mai bubui cel puțin odată și nu știu dacă îl postez eu podcastul ăsta, dacă să-l postez până în Crăciun, nu știu dacă așa, dar sper să, dacă nu îl postez acum și nu dai lovitura din nou de bonus dublu anul ăsta, la finalul anului și la începutul anului, mai bine spus, să ne auzim la un nou podcast cu de această dată, fiind câștigătoare la un 5 miliarde, așa cum vrei tu. Păi să știi că fac bilete în 5 miliarde de lei. Fac bilete. Și, na. Bun, Laura. Eu simt eu că trebuie să... Pentru că eu, așa s-au zis, mă simt că este multă tare. Mai nou am început să vizez casele pariurii, adică cotele astea imense de 2 și 3 și 20. Deci,
merge, pentru că... Da, chiar îmi ziceai tu mie aseară, parcă când am vorbit la telefon, îmi spuneai ceva că ai avut inspirație la Șerif Tiraspol că bate pe Real Madrid și toată lumea a zis că ești nebună. Da, toată lumea se închina și râdea și am spus că bate și a bătut, da. Păcat că l-am pus pe un bilet, nu știu, la galerie pe acolo. Am avut mai multe meciuri și m-a spus, în păcate, trei atunci. Dar ăla a ieșit din cupă de 20. Da, așa am simțit meciul ăla. Va bate. Au fost mai multe meciuri care le-am simțit. Și le-am zis prietenilor, așa zici, amici, în agenție, și m-au întrebat încă o persoană, m-a întrebat de vreo două ori, singură pe meciul ăsta, eu așa îl văd, ăsta câștigă seara asta, era vorba de Marsilia. Ești sigură pe meciul ăsta? Ăștia chiar te-au luat de Zeița Fortuna. Da, și a zis, e sigur că vreau să pun nu știu cât pe el, dar pot să pui și un miliard pe el, că zic, sunt sigur. Și tot râdeau, îți dai seama, zic, mai la ăla e nebunit, ăștia are pot din șase și n-a mai dat un gol, că nu mai știu cât. E, poftim, meciul ăla a ieșit, cum am zis eu. Și a doua zi în agenție, el a cântat pe tot. Hai mai dăm un meci, nu mai am meciul, gata, ăsta a fost. Bun, da, ora... Adică asta am simțit în meciul ăla, nu că m-a luat cineva. Eu n-am prieteni din fotbaliști sau nu știu ce, sau nu. Eu așa le simt, așa le văd, câte unele. Și e păcat că, da, eu nu sunt adepta pun foarte mulți bani, adică să mai dez la singurul bilet care l-am pus... câștigasem, nu mai știu ce bilet mai mare, așa. Și-am pus un bilet cu 950 de lei. Adică 10 milioane în bani vechi. Da. Am pus 3 meciuri sau 4 meciuri, nu mai știu. Și am luat 70 de milioane. Da, pe ăla m-am dus așa, peste 2,5 goluri. Deci m-am dus tun. Am luat banii și m-am dus și mi-am singurul care a fost foarte mare. Și ai mai pus pe la 200 de lei, 3 meciuri și acolo te-ai dus direct, țintă 2-1, 2-1 și final la viitor cu Sepsi. Da. Cred că ți-a ieșit fără emoții, habar la meciurile alea atunci cum s-au încheiat, dacă ai avut sau nu emoțiile ele. Nu, no, să știi că nu întotdeauna nu stau pe meciuri. Am făcut biletul și verific așa la câteva ore să văd dacă mai ieșit un meci, dacă eu nu sunt așa răită să stau pe meciul ăla. Aoleu, de golul, au fost. De exemplu, au fost la biletele astea mai mari, așa, care era ultimul meci și mai câte ăla chiar spăteam, adică să văd ce... Vreau să spun că ăla de un miliard, biletul ăla de un miliard, ultimul meci, mai avea două dimuri, ăsta, unul din ei care trebuia să ne ia un set și trebuia să ia două dimuri ca să câștige. M-am ieșit afară, mi-am făcut o cafea și am stat liniștită și am zis asta e, vrea să ia, să iese. Nu, ce-o vrea Dumnezeu, exact asta am zis. Și după aia, când m-am uitat deja, luate minim un set, și eram cu bani în buzunar. Foarte, foarte tare. Zeița Fortuna Laura, îți mulțumesc pentru acest dialog frumos și ce să zic. Doamne ajută să ne auzim cu un nou bonus dublu, să te vedem din nou câștigătoare. Da, sigur că da. Ne auzim cu toții. Poate sunt mai multe persoane care iau un dublu. Adică te doresc fiecăruia să fie inspirat și să-i atacăm. Că trebuie că sunt cam atras de noi și noi bine. Bun, da. Ok. Mulțumesc frumos și toată lumea știe unde să te urmărească. În grupul pariază cu...
pariuri Valentin Tănase și în pariuri cu cap. Cu cap, da.